povestirii spuse cu tâlc dintr-un București de altă dată de Boieroaica. Jupâneasa cu 300 de pălării ne povestește despre iubirile boierilor de altă dată, despre meniuri cu is franțuzez și despre fără de legi nobile. Scrie într-un fel aparte despre meniuri, despre lumea regală de altă dată, despre Bucureștiul nostru uitat. Chiera Calița, o doamnă a vremurilor de mult apuse, dar și o doamnă a acestui București. În această seară fac o altfel de emisiune fără de lege. Vă duc puțin într-un București de altă dată. Invitația mea din această seară, Chiera Calița. Bună seara! Și până la locanta Jariștea. Aș vrea să vedem înainte un material pe care l-am făcut în urmă cu o săptămână la restaurantul pe care doamna îl patronează. De 33 de ani. De 33 de ani. Locanta Jariștea. Este un spațiu exotic în peisajul bucureștean. Aici au fost ospătate cu bucate spectaculoase o mulțime de vedete internaționale, printre care tenismenul Roger Federer și cineastul american Francis Ford Coppola. De asemenea, este un restaurant preferat de mulți români din diaspora. Locanta Jariștea înseamnă Aurora Nicolau, care a împlinit de curând 68 de ani de viață, 48 de ani de căsătorie, 33 de ani de cârciumă reală, cum îi place să spună și a lansat o nouă carte de bucate inspirată din rafinata bucătărie franțuzească intitulată Banchet franțuzit la Jariștea Locantă. O să fie un uh, spectacol chef de gastronomic istoria gastronomiei franțuzești cu toate rețetele celebre din Larus gastronomic cu bucătarii cei vestiți care au scris în litere de aur arta culinară. Dacă ați, ar fi să luați viața de la capăt, ați face aceeași pași? Nu știu, totul a venit așa, de undeva, de sus. E o poveste minunată, este o istorie fără sfârșit. Am trăit clipe de nedescris, nemaipomenite, nemai auzite. Și clipele astea cred că nu le pot întâlni decât într-o cărciumă. Doamna Aurora Nicolau ne-a făcut și o introducere a cărții, publicată de aceasta. Sunt rețetele consacrate ale lumii care se respectă, așa cum sunt scrise, atât Vatel, Varen, Antoine Carem, cât și Escofie și iubitul meu Paul Bocchius, care nu mai este, nu mai sunt de fapt niciunul, le-au scris în litere de argint de aur de nestemate și au spus, dacă vrei să-ți iasă mâncarea, așa să fie o revelație în farfurie, atunci să respecti rețeta. Dincolo de personajul Chiara Calița, pe care îl joacă cu maestrie și de ospețele fastoase pe care le pune la cale, doamna Nicolau este filolog, fostă student a președintelui Uniunii Scriitorilor din România, domnul Nicolae Manolescu, care a ținut să-i fie alături. Frumoasă carte, frumoasă idee de altfel, eu am o slăbiciune pentru cărțile de bucate, mai ales că bine aici e vorba mai ales de cele franceze, dar sunt și românești, mă rog, mari autori de cărți de bucate, mari bucătari, toată lumea știe, face cultura gastronomică, mai ales dacă vorbim de franceze, la fel de importante ca literară. Am revenit în Plateau, vă prezint pe Chera Calița, jupâneasa, cum îmi place mie să-i spun. Am chemat-o în această seară, suntem într-o lună specială în care și noi românii, dar și întreaga lume, sărbătorește dragostea. Și pentru că doamna știe foarte multe povești de altă dată și povești din lumea boierească și nobilă, doamnă. Cum iubesc boierii? noi românii ne asemănăm acum zilele noastre ne asemănăm puțin cu ce a fost odinioară. Doamna Adriana Stoicescu. Oamenii sunt la fel, că ești boier, că ești burghez, că ești arhitect, avocat sau mirean, soldat, călugăr, dragoman sau general, toți iubim la fel, dar ne, nu ne prin ceva. la fel, ne deosebim prin ceva, prin educațiune care spuse mânăm. Deci nouă ne lipsește educația. Nu, n-am spus asta, nu. Nu. Fiecare om are trăirea lui și casa de unde a plecat este atât de mare lucru să știi de unde a plecat, ce face, cum se poartă. Un om are multe, multe, multe însușiri caracteristici care îl fac să fie un om mare și bogat, dacă are prieteni, dacă are uh, familie, dacă are că noi toți oamenii aceștia, dacă ne-am face datoria la locul nostru, așa cum trebuie, cu sfințenie, cu dedicațiune, uh, noi ne-am face datoria și către țară. Deci care este secretul unei vieți împlinite? Corectitudinea? Da. Uh, comoara unui om uh, este cuvântul dat onoarea înainte, gândiți-vă că în Bucureștiul de Odiniară de care vorbiți dumneavoastră, pentru onoare se duelau, își dădeau viața. Numele și renumele contau atât de mult încât își dădeau până și viața pentru asta. Făceau fără de legi numele onoarei? Fără de legi, ca într-o lume fără de care nu se poate exista au și oameni care greșeau. Sigur că da. Peste tot, fie că este București, Paris sau Londra, lumea este la fel. De unde pasiunea asta pentru regalitate, uh, pentru vremurile acelea în care lumea era lume, onoarea onoare? Uh, eu vin dintr-o familie de negustori și după mamă și după tată, de pe meleagurile borcei călărașului, unde, și acum îmi amintesc de caișii de pe malul borcei, de pe strada 23 august, unde mama mare primea cu coneturile. Apoi îmi amintesc de mătușa soțului meu de pe Dionisie Lupu, Sanda Plopeșanu, care primea tot așa în anii 70-80, lumea care mai rămăsese veneau cu țigarete, cu șaluri de struț, cu tabachere, o lume care se ducea, dar vorbeau atât de mult, se întâlneau la ceai și scotoceau prin amintirile lor. Eu eram vrăjită, rămâneam cu ochii duși, simțirea mea era la note înalte, stăteam și colo și colo și ascultam. Pasiunea Bucureștiului vine și de la domnul profesor Mărgescu și de la domnul profesor Dobre, colegii care m-au știut de la domnul academician și președintele Uniunii Scriitorilor, Nichi Manolescu. Am stat mult în bibliotecă, am citit. Gândiți-vă că am lucrat la Sadoveanu din piața Amzei pe vremuri și acolo visam în lumile acelea. Mă duceam și rămâneam cu mintea lipită de viețile acelor oameni. Biografiile, jurnalele, autobiografiile, memoriile m-au fascinat întotdeauna. Când citeam despre Costică, Arghetoianu, memoriile lui sau citeam despre familia Ghiculeștilor, citeam despre Sabina Brătianu, fel și fel și despre lumea cârciumilor, cum trăia. Uh, cum trăiau bucureștenii și cum se distrau după ce munceau, mi-am dorit întotdeauna o cârciumă, mi-am dorit uh, să văd lumea aproape, să o simt. Uh, mi-am dorit cârciuma foarte mult, să știți. Uh, pentru cine n-a fost niciodată în locanta doamnei, uh, momentul în care intri, ai senzația că intri într-o altă lume. Pereții sunt împotobiți cu tablouri vechi, sunt candelabre extrem de frumoase, sunt tacâmuri de argint. Ai senzația efectiv că intri în Bucureștiul de altă dată. Din punctul meu de vedere dumneavoastră și locanta cred că ar trebui să fiți băgat într-un ghid turistic. Cine vine să ne vadă, să ne cunoască, ar trebui neapărat să vă treacă pragul. Gratitudine Uf. pentru complimente, vă mulțumesc, doamna Adriana Stoicescu, dar așa arăta o sufragerie. Nu regală, nu de rangul întâi sau burghești cum erau Malaxa sau Oșnit. O casă cu simțire, cu tablouri, cu mobilă grea, cu fructiere din care atârnau coșulențe care puneai merișoare, stafide, fel și fel de tipsii, oliviere, din care luai o sticluță cu o linguriță de argint și îți păsa cât sare pui sau dacă vedeai un șervet pus într-un inel, de argint cu poansonul familiei respective sau un suport de tacâm care are și el diferite forme, lucrat cu migală. Sigur că este o lume aparte în care întotdeauna a trăit cineva. Să știți că și uh, partea aceea pe care se baza în societatea românească, mă refer la intelectual, la profesorii universitari, Iată dovada um, cartierul Cotroceni, ce case elegante, ce proporții, um, acei profesori universitari, acei arhitecți, avocați care au făcut istorie în lumea bucureștilor. Cât de important este pentru dumneavoastră să creați acest spectacol al lumii de altă dată? Pentru că și asta este. O calitate, așa cum noi la televiziune, în momentul când prezentăm niște știri sau materiale, trebuie să creăm un spectacol, să ne atragem telespectatorii, așa creați dumneavoastră seara de seară acolo. Da, să știți că este într-adevăr o cercetare. De dimineață se face careul. Cum făceau odinioară capitanul de vas cu, cu ofițerii, așa fac eu cu personalul, stau de vorbă cu bucătarii, cu sufragii, șef, vedem ce public avem, ce gătim pentru ziua aceea. După care, taraful crailor de curte veche sau cel care cântă melodii de dans, într-un restaurant întotdeauna trebuie să ai și muzichie după care se dansează. Așa erau înălțate pe vremuri restaurantele. Și seara, trebuie să știu cum mă îmbrac, cine este în public. Seara au venit un grup din Volos, primari, viceprimari, șeful poliției, cei care sunt la târgul de turism și am avut grijă. Să spun o poveste cu Mavro cu cu lor de împărtășanie, să vorbesc despre uh, zei Olimpului, despre Hera Zeus, despre Nora Sares, despre Fică Saten. Adică m-am dus în lumea publicului. Mi-am așezat o pălărie foarte uh, înaltă, cu o blană, cu un evantai. Și acolo să știți că a existat o lume fascinantă, boierească, în Grecia, iar cu coanele grecoaice și în luna august își puneau plănuri, că nu aveau când să le pune. Chiar dacă curgeau apele pe dumnealor, aveau plănuri. Domnia se plătește. Da, întotdeauna. Câte pălării aveți? 339 aveam înainte de pandemie. Doamna Mariana Maria Mihailă nu mai este la Teatru Național, unde în laboratoarele acestei mari instituții de artă mi le lucra cu atâta dăruire, cu atâta știință. Fiecare pălărie este o, o, piesă. Fiecare pălărie este o bucățică din artea Teatrului Național. Frumos. Cât de greu să scrie o carte de rețetă, nu clasică, în stilul dumneavoastră? Aici să duci de... rețeta respectivă într-o lume, să o descrii într-un anume fel. Această carte, Panche Suzi, la Jariștea Locantă, a fost un studiu de 5 ani. M-am dus la cei mai vechi bucătari ai gastronomiei franceze, cei care au dat tonul în arta culinare, la Varenne. Vatel, uh, uh, Antoine Carême, Escoffier. Și pot să vă dau numai o pildă. Salata de... Că aici nu e doar rețeta în această carte. Sunt documente. Cum s-au născocit ele? Uh, cine le-a preferat? Turnedor Rosini, Marele Tenor Rosini, Pui Marengo, care se topea Napoleon după el și l-a născocit bucătarului. De exemplu, salata de bœuf. Să vă spun despre sosul. Ar trebui multă vreme, dar numai câteva vorbe, dacă-mi îngăduiți, vă rog frumos. Da. Sosul acesta, atât de simplu, din ulei de măsline cu două gălbenușuri de ou și oțet sau zeamă de lămâie ce ai, a fost scris în gastronomia franceză din 1651 de la Varen marele bucătar, care îi spunea sos almand. Escofie, când a venit în 1900 și a luat acest hot cuzin nu îi plăcea termenul de sos almand și i-a spus sos olandez. Ca să vedeți. Ducele de Richelieu s-a dus în insule Baleare în 1756 să cucerească Menorca. Chiar a cucerit portul Mahon, unde a găsit niște manuscrise a unui uh, uh, catolic uh, pe numele lui uh, uh, François Roger, în care era acest sos de maioneză, dar era sub altă denumire, aiolibo, adică sos fără usturoi. Ce a făcut Richelieu? Atât de mult i-a plăcut, încât i-a pus denumirea de maionez, după mahon, portul mahon care l-a cucerit, l-a dus în Franța și a devenit celebr în lume. Da, deci trebuie să vedem că în spatele fiecărei mâncăruri stă o poveste Sicură. pe care chiar Calița o spune celor care trec pragul restaurantului dânsei. Salata de bœuf, atât de cunoscută. Noi zicem salata noastră națională. A fost descoperită de Lucien Olivier, un bucătar francez ce lucra la ermitaj într-un restaurant fabulos pe timpul țarilor, pe timpul lui Alexandru al Doilea și el făcea salata de bœuf din această maioneză separat Uh, dar punea în loc de carne de vită, punea piept de potărniche vân, vânat, orna cu în diferite forme, cu cartofi, cu oțet în salamură, cozi de raci, naburi, trufe și iată că într-o seară vine un uh, boier putre de bogat la masă, la restaurant, la ermitaj uh, și flămând îi amestecă toate aceste elemente care făceau un decor, o scenografie de pictură și se supără Lucien Olivier și de a doua zi se răzbună în restaurant și le amestecă el însuși pe toate și face salata de bœuf. Și de atunci ea, că a avut așa mare cătare și vază, care a rămas da, în istoria omenirii salata de băf a lui Lucien Olivier, doar că noi punem carne de vită. Așa este. Ce ar trebui să pregătim noi de ziua îndrăgostiților? Vine dragobetele. Ce ar Eu... trebui să punem pe masă? Așa la o masă între Sunt atâtea sute de rețete celebre. <laughs> ce uh, ne-ați că... recomanda? Uh, sunt, de, de exemplu, un mușchiu Wellington în și era cu trufe, cu ciuperci. Uh, acel Wellington fabulos care l-a învins pe Napoleon, e rețeta și aici în carte. Sau uh, Beostroganov, Acea, acel muș de vită de la capăt, inima mușchiului de bou, cu ciuperci și smântână grasă, care, uh, fără castraveți, Beostroganov se face rețeta originală fără castraveți acri. Sau putem, să facem file minion. Oh. A fost și un restaurant în București pe vremea lui Ceaușescu, minion, care și acela mușchiul de vită tăiat fâșii, dat în panadă și la foc tare prăjit, atât că se topească în gură. Ce spun străinii când vin la dumneavoastră? Sunt uluiți. În primul rând, clopoțelul meu, unde dau porunci. Apoi taraful care cantă, cântă pe viu. Eu mă produc în fața clienților, joc, cum spun eu, mă marghiolesc cu istoriile mele, apar cu felurile de mâncare cu torțe, ne aplecăm în fața dumnealor, totul fierbinte și mai are ceva restaurantul Jariștea, ceva aparte. Noi gătim numai la poruncă, a la cart, ceea ce este o muncă de galere, este o muncă de ocnă să gătești a la cart. Și toate acele antreuri, dăuri, pe care le facem noi din bucătăria franceză, popiot, galantin, terim, foie gras, kennel și toate celelalte, sunt uimiți toți clienții, fiindcă ei mănâncă din bucătăria ambiguă, stilul american, și când vin aici și descoperă stilul franțuzesc, că noi Uh, fiind o, din orice clasă socială, boier sau uh, avocat, uh, mă rog, uh, burghez ce eram, mâncând după răbojul franțuzesc. Ați avut vreodată vreun client uh, străin care a venit să vă ceară un hamburger? Nu. Ei știu deja, uh, cercetează, se știe că aici se mănâncă uh, o bucătărie cu artă culinară, în care totul este un univers al aromelor, bibliotecilor lumii consacrate. Știu că se mănâncă foarte delicios cu sosuri, iarăși, trebuie să acorzi o mare importanță sosurilor, tuturor sosurilor, care și ele nu stau acum că ar trebui să facem o emisiune despre artă gastronomică. Orice bucătărie din lume. Uh, dimineața începe cu acele sosuri din uh, oase de vită, sosul velute, uh, din uh, găină de casă trebuie să ai din toate ca să poți să lucrezi cu ele. Și ce vinuri trebuie să... A, ah, vinurile și aici o artă uh, pe care o cunoaște atât de bine Păstorel Doamne! Întotdeauna la Ordeovr de ori uh, se bea o tărie brânzeturile cu mucegai la sfârșit cu conia, chiar dacă vrei să le mănânci la început cu vin roșu. Felul 2 depinde ce vrei, rață, căprioară, mistrez. Dacă mănânci mistrez, vrei un vin roșu, vârtos, tămâios, Areca, greu. Apiată. Dacă vrei o mâncare ușoară, mă franțuzească, de exemplu, un piept de curcan cu sos de pere și perele lângă ele, atunci bei un vin ușor, un chardonnay sau un pinot gris Totul este în legătură cu ce mănânci Preferați vinurile românești sau franțuzești? Îmi plac și vinurile românești Și vinurile franțuzești, desigur Gândiți-vă că Regina Elisabeta În ultima vreme bea numai vinul nostru românesc De dragășan. Feteasca neagră, care este un vin original Românesc, ce da în fare Doamne, ai stat cu o sticlă o seară întreagă și ai scrie nu numai povestiri levantine, dar te-ai gândit chiar și la iubire. Sunteți o regalistă convinsă. Da. De ce? De ce? Că este simplu. Toată lumea știe când a venit regele Carol I în țară. Noi eram o lume, sigur, fastuasă, dar eram fanarioți otomani eram în anteriu cu Ijlic și cu Samur, cu potcapuri. Și dânsul ne-a dus într-o lume franțuzită și nemțească, totodată cu frac și cu acea demnitate. El spunea că înainte de a angaja pe cineva, nu îl după talent, îl iei după caracterul lui. Și nu numai asta, era un om de armată, cazon, era un ofițer de înaltă ținută care respecta cuvântul aproapele. Și timpul, ora de întâlnire era foarte strict. A adus la noi în țară corectitudinea, onoarea. A făcut atâtea pentru nu numai arhitectură, nu numai școli, universități, nu numai spectacole, teatre și asta. A adus mai ales învățătura, învățătura cu onoare și demnitate. Ați practicat o astfel de cârciumăreală, cum spuneți dumneavoastră? Cârciumărie. 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 Și în timpul lui Ceaușescu? N-am avut cârciumă. N-ați avut nu. atunci? Dar cum credeți că v-ar fi privit? De exemplu, Eu comunist. cred că asta a fost <laughs> succesul meu. Că că am lucrat pe comuniștilor. timpul comuniștilor Și am făcut această Cârciumioară În care toate inimile se topesc Și se pierd După mine, după feleșugul meu Adică din prisma clientului M-a durut dacă cineva s-a supărat Dacă am greșit Mi-am prezentat iertăciuni E foarte important Și măresc lucru că n-am lucrat În cărciumărie, cu toate că au fost mari bucătari pe timpul lui Ceaușescu. Au fost trimiși la Academia Gastronomică de la Paris. Erau ordonați. Ca să ajungi să faci o ciorbă, era elev 5 ani. Ca să ajungi să faci un sos, 7 ani. Iar ca să faci o, un fel de mâncare, după 10 ani, abia de ucenicie, într-o bucătărie, ajungeai să faci un fel de mâncare. Care este meniul casei? Meniul casei sunt uh, zacuștile mele, nu zacuști, se numesc intrările, gustările, ordeurile, uh, fandosite, de toate felurile, peste 30 de feluri și pe pescărești. Și uh, toate au acel iz românesc-boieresc de fină gastronomie. Uh, și după aceea, felurile 2 și deserturile. Uitați-vă la tortul acesta, Pavlova, un tort... Atât de ademenitor, delicios, savuros, cu căpșuni, cu uh, dulcețuri de casă, cu bezea. Cine mai face azi bezea? Erau pe vremuri prăjiturile meringheze. Se purtau atunci foarte mult cu bezea și nucă și ciocolată. Azi cine mai face meringhezi? Da, aduceți-vă aminte că se făceau bezelele acelea ca niște țugui, deci da. bun ceai Sau la ele. cum fac eu, o cremă de zahăr ars. Crem brule. Da. Uh, sau plăcintele mele. Plăcintele mele naționale românești de brânză grasă, de urdă cu stafide, cu gălbenușuri de ouă, de măr cu scorțișoare de dovleac. Când raz dovleacul acela și pui puțină scorțișoare și miere, că fiecare rețetă are o taină. Ați um nu știu, împărtășit taina aceasta vreodată. Știți că toată lumea vine și zice, doamnă, dar ce ați spus aici atât de bună și de obicei ni se dă răspunsul secret, nu se... Nu, uh, se respectă rețeta și pe mine m-a ajutat foarte mult uh, acei bași bucătar, Cernaev Lucene, care e la mine de aproape 30 de ani. Radul Lucene, care este discipolul lui și acum aproape că îl întrece. Îl am pe Viorel Pega, care e poreclit domnul că lucrează orice bucătărie asiatică, orientală, franțuzească. Am acum un băiat frumos de 10 ani, Alex, cu niște ochi verzi și cu mustăți întoarse, că toți acum se iau după mine, știți, o modă. Și știu să mă porc cu ei și ei mă ajută foarte mult. Și ei muncesc, sunt foarte, foarte serioși. Își dau obolul, cum s-ar zice. Ați văzut ce prezentare au făcut la lansarea cărții. Da, a fost spectaculos. Dar spuneți-mi, ați avut vreodată vreun client care v-a cerut așa un meniu sofisticat? Da, a pus vreodată Chiar cineva miercur, în... Am un meniu sofisticat. O cununie civilă a unui domn cu Nu-i spui numele, vorba conului cu Caragiale, care are un meniu sofisticat, costisitor, delicios și din care curg toate mirosnurile. Abia aștept să-i pregătesc această masă. A știut să ne uh, cânte în strună și noi vom face solfegii și simfonii întregi, fiindcă a luat ce trebuie, adică mâncăruri sofisticate franțuzești. Care e bucătăria de care vă simțiți așa mai uh, atrasă sentimental, cea franțuzească, uh, cea arabă? Bucătăria Balcaniei și cea franțuzească. Cele două m-au uh, cuprins întotdeauna într-o vrajă de inimă bună, m-au amețit, m-au ademenit. Am mai scris o carte Bucătăria Balcaniei. Că și acei fanarioți greci, și bucătăria otomană, și cea macedoneană, Uh, vecinii noștri au aceleași rețete, doar hotarele ne despart. Să știți că obiceiurile, dansurile, rețetele sunt aceleași, cu mici diferențe, col. Astea românești, nu vă plac? Păi, astea românești sunt bucătăria Balcaniei, că sunt cu influențele Da, da, mă tuturor. refer la cu acela prăjit Dar în Dar să știți că gând. noi am avut o bucătărie foarte mare și bună. Gândiți-vă cu coanele, aveau nu știu câte servitoare și aveau în cuhnie, aveau angajați și se duceau singure și supravegheau. Stăteau acolo să vadă cum să face ajunul, cum se fac compodurile pentru iarnă, să steau să vadă de care zahăr este, cât se pune gogonelele, murăturile, puneau ciuperci la borcan, nu existau frigidele să pui fasole verde să pui totul, totul la borcan în pivniță, trebuia să stai și să supraveghezi fără să vezi cu ochiul tău ce se întâmplă, nimic nu este Pregătiți la dumneavoastră gemurile, da. zacuștile murăturile, murăturile toate sunt câștiga arginții Iau carcase de vită, carcase de porc, cum le tranșează acești fabuloși bucătari pe care vi-am enumerat, luăm partea de carne care ne trebuie, facem și mâncare la personal. Noi facem aprovizionarea, bucătăria nu înseamnă numai a găti. Bucătăria are un domeniu și o panoplie foarte mare. Trebuie să știți ce să cumperi. În afară de ce cumperi într-o bucătărie, trebuie să știi, calitatea fiecăruia și până și prosoapele de bucătărie trebuie să fie de bumbac. Ce uh, substanțe cumperi să speli pe jos, ce utilaje ei Totul are atât de mare importanță, este un tot, este un cerc din care nu trebuie să ies. Nu e numai gătitul, mai sunt și celelalte foarte adânci pe care trebuie să le știi. Uh... Ne-am, Din păcate s-a terminat Întâlnirea noastră pare. Dar aș vrea să-mi spuneți Eu totuși. vreau să spun că în România literară Deja domnul academician A scris High Life bucureștean Cu niște vorbe atât de dulci Ca mierea și mulțumesc Că a făcut uh, acest articol uh, Despre locanta jariștea În trei cuvinte Ce ar trebui să învățăm Noi cei de astăzi Din lumea de altă dată? Știți, ați văzut că toată lumea gătește astăzi da? Și fiecare spune, așa îmi place că mama mea așa fierbea, așa cocea bunica, așa băga la cuptor. Dar... Poți să vii dintr-un bordei, poți să vii dintr-o casă cu blazon, poți să vii dintr-un palat, poți să vii dintr-un apartament. Fiecare gătește și mănâncă de unde a plecat, dintr-un bordei sau dintr-un palat. Mulțumesc mult pentru prezență. O să mai facem astfel de emisiuni. Îmi place să vă duc așa din când în când într-o lume, spun eu puțin perfectă a unui București de altă dată pe care n-ar trebui să-l uităm. Mulțumesc mult! Eu, recunoștință, duhurile albe să vă cuprinde, să vă învăluie că v-ați gândit la un asemenea subiect. Mulțumesc mult! Publicitate!